Peste 20 de noi locuri de parcare vor fi amenajate în două cartiere din municipiu, în zona George Enescu, lângă blocul 1 de pe bulevardul Iuliu Maniu și pe strada Gheorghe Doja. De asemenea, primăria municipiului Deva a demarat lucrările de amenajare a unui teren de sport multifuncțional situat pe alea panseluțelor din cartierul Dorobanți. Totodată a fost dat ordinul de începere a lucrărilor pentru realizarea unui teren de sport multifuncțional în incinta Colegiului Tehnic Transilvania. Potrivit direcției tehnice, se execută și lucrări de reparații în zona pieței centrale, la alea care face legătura între strada Cuza Vodă și bulevardul Decebal. Atât suprafața pe care se desfășoară traficul pietonal, cât și platoul din fața pieței vor fi refăcute în totalitate. Covorul asfaltic va fi înlocuit cu pavaj bicolor, încadrat cu borduri din beton.